Bine v-am găsit, stimați telespectatori, într-una din serii, într-unul din jurnalele mele video, v-am spus că lui Mircea Dinescu i-a apărut o carte, Corabia Nebunilor, că o trimisese cu dedicație, dar până, mă rog, ajunge de pe la prima news unde lucrează el până aici la biroul meu, a durat, mai ales că cea care a fost transportoare, care a fost legătură, a fost Cora Muntean, nu pentru că aș fi trimis-o eu, ci pentru că are acolo emisiune la Metropola, la Casa Scânt, Casa Scântei, zic și eu, și acolo e și prima news în sensul ăsta. Bun. Astăzi am primit în sfârșit cartea lui Mircea Dinescu, Corabia Nebunul. Vă uitați, v-am vorbit despre acea dedicație. Aceasta este cartea. Aici are o chestie extraordinară. Are fotografia lui când era în 56, cu un text foarte frumos. Acest copil mi-a dictat versurile îngăduindu-mă să mă joc cu tristețea lui, dar exista fără să mai fie. Bun. Despre cartea lui Mircea Dinescu se poate face critică literară, cronică literară, se pot face comentarii politice, se pot face comentarii metafizice. Nu o să mă apuc eu să fac, deși am făcut critică literară la vremea mea. Am făcut și critică literară, dar am evitat în general poezia, că nu mă pricep. Poezia pentru mine, dacă vreți să explic ce înseamnă poezia, e faptul că am luat, Eugen Barbu a scris un fel de istorie a poeziei românești contemporane, de fapt cu foarte multe citate. Și eu am luat-o cu creionul în mână și chiar am și decupat multe pentru acel jurnalul gândurilor mele, versuri, pentru că Eugen Barbu avea, chiar prozator fiind, avea gust, adică din opera unui, nu știu, Adrian Păunescu a selecționat bijuterii sau Ion Alexandru și atunci. Deci eu mai mult, pentru mine, poezia a fost un exercițiu de proză. V-am spus că am vrut să scriu atunci un articol, Eminescu, marele nostru prozator, spunând cum era. Trece lebăda pe ape între trestii să se culci. Adică în azi, ăla banal spunea, trece lebăda să intre în trestii. No. Cum era ăla? Extraordinar. Dintre sute de catarge, sute catarge. Deci avem o imagine banală. Vapoare cu catarge sau, dacă vreți, ce zic ăstea, iahturi, pleacă. Și gata, ăsta este, așa zicem noi. Geniul lui Eminescu zice așa, dintre sute de catarge care lasă malurile, extraordinar, imaginea este fantastică, adică catargele lasă malurile. Nu zice, băi, și pleacă de la mal, câte oarele vor sparge vânturile valurile. E metaforile astea, imaginele astea mai mult de plus, cum de proză. Zic, de proză genială. Bun. Voi vorbi despre această carte, despre dreptul și datoria poetului de a fi rebel. Din acest punct de vedere, destinul lui Mircea Dinescu este un destin de rebel. În ultimii ani al lui Ceaușescu a fost rebel față de puterea constituită, a fost rebel și față de regimul Iliescu, acum este rebel față de regimul Iohannis și mai ales rebel față de această dictatură greu de suportat, dar șmecherească, dictatura lui nu avem voie să. Dictatura nu mai avem voie să spunem nimic despre ruși, nici măcar despre scriitori. Dacă vorbim ceva de Che Guevara, ăla e un criminal și nu avem voie. Dacă vorbim de Uniunea Europeană care ne tratează ca o coronie, iar nu avem voie. Deci s-a creat în România o mașinărie și pe rețele sociale, dar și pe site-uri și pe televiziuni de
pițifelnici care trăiesc din, cum să spun, din supravegherea noastră. În anii stalinismului, despre care eu am scris o carte, Istoria literaturii postcurtiste, sunt tot mai multe întrebări când scot aia cu Castro, o scot, o să scot și pe aia. Dacă o să mai putem, dacă nu vine războiul nuclear, vorba lui Trump. După tancuri vin rachetele nucleare, așa. Eu v-am spus să am o mângâiere, totuși, am ajuns 75 de ani, hai să zicem că mai prin 76. Mai rău de băieți tineri ăștia care, mă rog, știți, eu nu vreau să fiu parente, nu vreau să fiu pesimist, dar eu nu cred că rasa umană este eternă. O legendă. Adică, la fel de bine poate să nu fie. Eu cred în ce arată unele filme științifice, science fiction, că sunt planete care au murit. Viața nu e eternă, omenirea nu e eternă, putem muri ca și dinozaurii, poate să fie aici un deșert de cenușă, nu se va întâmpla nimic pentru că nu se va întâmpla nimic, așa că e posibil oricât. Deci băieții ăștia se joacă. Biden, Macron, Ursula, joacă curând de război. O să vă povestesc. Sunt așa, că la bambinici, nu știu ce la război, stau acolo la birou, ce bă, mai trimitem 30 de tancuri. 30 de tancuri trag. Aia, rușii trag în cele 30 de tancuri. Bun, și vor muri când, bă, 30, 90 de ani și mor. Și zice Ursula, că eu oricum singurul lucru la care am suferit este când mi-am mâncat lupul poneiu. Și atunci am suferit și am pus pe nemți să berească lup. Bun, hai ca să nu fac parant. Deci, Mircea Dinescu, în acest volum de versuri, este un rebel față de ceea ce am putea numi, numea Ignacio Ramonet când în prefața interviului uriaș cu Castro, și anume cenzura consensului, adică COVID. Nu cumva să vorbim de că vaccinul are probleme, nu? Ați văzut că are. Acum putem vorbi, da? Corupție în Ucraina? Aoleu, cum? Iată că este, da? A trimisese Cora, vede un film, sau a văzut un film despre secrete oficiale, despre toate minciunile despre Irak. Da, era unul, Colin Powell, om serios, bă, dai seama, te uitai la el, făcea copii, da, bănesc că... Și-a dus la națiune, nu țineți minte, la Consiliul de Securitate, arăta niște fiole care avea făină, făină, și cu cea mai mare nerușinare, mă, planetară, zice, aici sunt monstre din armele chimice ale lui Amărâtul de Satan. Bă, cum putea, cum de nu se răsucește ăsta, omul ăsta mormânt, da? Cum de nu le e rușine la neamurile lui? Da? Bă, înțelegi, poți să minți în fața străzii tale, poți să minți în fața nevestei, dar să minți în fața unei planete. Și acum îmi scrie acolo, zice, așa va fi și în Ucraina. Da, dacă o să apucăm, așa va fi. Și o să tot Radu Tudor, toți ăia coțofenele, toți ăia de la Chopron CNN, toți ăia de la Digi, vă spune. Noi v-am zis. Bun. Hai să mă întorc. Deci Dinescu, ce îmi plac mie la aceste poezii, Dinescu este atitudinea de rebel. O să vă citesc două poezii care mie mi-au plăcut, trei. Puteți, eu vă citesc acum și puteți să și înregistrați, decupați și puteți să trimiteți prietenilor, nu sunt poeziile mele. Bun. Hai să vedem prima, care este extraordinară. Poet rus pe masa de operație a Festivalului de Literatură de la Triestă. Să practici meseria de rus în Europa e o aventură tristă, aproape de coșmar. Cu aghiazmă neîncepută te spală taica popa și felcerul la vamă îți dă cu clor și var. Cât Putin ai în sânge, pașol la analize, parcă învie zidul distrus de Gorbaciov. Dacă am iaht, o barcă, dacă am păpat de vize sau dacă am vreo muscă strivită în ceasrov, dacă îl cunosc pe un gangster pe nume Dostoievski, care la Baden-Baden își făcu averea proprie.
geniale. Dăsuiesc că a jucat la ruletă la Baden-Baden. Mă rog, a scris-o capodoperă, jucătorul. Și de-aia spun, gangsterul Dostoievski, așa îi spun. Acum, dacă, cum să zic, noi trebuie să fim ca Zelenski, zicem gangster. Dacă n-am mic, negre în stilou și alte chestii, ascunse în curb, drept care pașol, la tomograf. Dacă n-am vreo gagică spioană la Odessa, care mi-a scris mesajul secret lui Bâmâi Drug, și dacă străbunica nu e cumva contesa ce l-a trimis pe Lenin să doarmă în coșul. Dacă nu mi-e rușine că m-am născut pe Volga și să declar că nu o să mai practic cazacioc. Dacă am curtat o damă în Triest pe nume Olga, care în tinerețe purta mustăți și cioc. Că dacă îmi va fi jenă să scriu în limba rusă, mă vor trata cu grijă să scap de acest complex și doctorul își scoase un bisturiu din trusă, m-a operat de țară, de mamă și de ce. Nu comentez, repet, nu sunt cronicar, critic literar. Ce, să zicem, denunță rebelul Didinescu este această chestie inimaginabilă în Europa civilă, Europa, lumină, tot din Afganistan, Iran, Europa. Păi mă, Europa lumină, Europa ursulei, este mai, cum să zic, mai îndobitocită decât Coreea de Nord. Și că ești rus, ce? Bă, nu au voie rușii să fie fotbaliști, să fie bun. Ce treabă au rușii cu Putin? Ați văzut, la un moment dat venise tot felul de... Iar ăsta, actorul ăsta de 2 lei, Zelenski, Volodymyr Zelenski, cum ați văzut, la tatălui Djokovic, s-a fotografiat cu niște ruși. Bă, dar ce n-are voie? Adică imediat pune mâna. Păi eu nu fac altceva decât i-au dat voie americane să pună mâna pe telefon și nu. Americanii au dat voie numai să joace în podcast. Atâta. Că restul conduc ei tot și bă, ăla, și servicii și cred că și aia de pe din care se luptă sunt mercenari și plătiți tot de America. El stă acolo și are asta. Și sună. Oh, cum adică e posibil ca să învingă o belarusă la aia, la în Australia. Aoleu, cum adică? Bun. Acum o să vă mai citesc încă două poezii pe care pe mine era să zic m-au uns la inimă. Știți că nu că sunt, eu am scris aproape 100 de pagini de pe Che Guevara, știu foarte bine, stimați telespectatori. Che Guevara, contrar anticomuniștilor de usturoi de la noi, că se întâlnește care trebuie din ăsta, Che Guevara a fost un personaj mitic al lumii moderne, da? Dintr-un simplu motiv. Era fiu de oameni bogați în Argentina, s-a dus împreună cu Castro, s-a urcat pe corobioara aia Granma, au rămas 12 inși, avea astm. Domnule, știți ce înseamnă? Era doctor. Bă, nu era proletar, nu era cizmar, nu era să spui că, bă, era un om care n-avea meserie. Era șomer și a zis, bă, mă fac și eu revoluționar. Nu. Deci era din familie foarte bună, din Argentina, nu din Cuba. Era doctor și avea și astm. Și cu toate acestea, el a ajuns și, de fapt, geniul lui militar a făcut ca toată echipa lui Castro să învingă, da? Ajunge director după 59, director de bancă, ministru, și la un moment dat îi scrie o scrisoare lui Castro că el nu mai poate să mai se duce și să facă revoluție, să facem noi Vietnamul. Pentru că, pe drept cuvânt, considera că Uniunea Sovietică era așa un fel de America. De pleacă, se duce în Congo, dacă citești toată aventura lui din Congo, și apoi se duce în Bolivia. Bă, în Bolivia și moare în Bolivia. Mă, după ce a luptat atâta, dar nu putea să stea el nomenclaturist. O, ședea acolo, nu avea nicio treabă. Nu dai seama. Îl obliga cineva, băi, ca doi, nu. A murit totuși, felul în care a murit, cumplit, cum se, felul în care l-au omorât americanii, că tot ei, da?
Este toată stima noastră. Nu știu, și bun, și dacă era eretic. Ia să vedem, de-aia am apreciat această poezie a lui Dinescu. Rugăciune pentru mâinile lui Che Guevara. Nu te-ai plictisit să fii neutru ca Elveția, Doamne? N-ai obosit să nu știi să mori? Palmele de chirurg ale lui Che Guevara, după atâtea toamne, se vor întoarce fâlfâind printre bătlan și cocori. Lasă-le să se odihnească pe cupola Sfântului Petru și ajută-le să nu cadă în hău, după ce au măsurat nedreptatea cu metru, genial, scrijelind pe patul puștii numele fiului tău. Și despre Bruxelles. Mașina gânditoare din Bruxelles. Am fost elev la școala de martiri, dar n-am avut profesor pe măsură. Când să mă înțep și eu în trandafir, Rilke mi-a dat o palmă peste gură. Și veșnic corigen la suicid, în loc de venă mi-a tăiat brăteaua și am lipsit la ora de COVID când în copac s-a cățărat purceaua. Era o scroafă fină din Bruxelles, care știa precis unde ne doare și ne-a fixat pe toți într-un pixel în mațele mașinii gânditoare, pe care ei o ung și o întrețin ca să ne dea păpică și colostru, să stăm cu minți, fiindcă mai e puțin și să gândească în locul nostru. Genial! Nu știu, dacă am avea în România o candidatură a unui suveranist, zic ăștia, ar trebui să fie motoul lui electoral. Deci, și ne-am fix... Și ne-a fixat pe toți într-un pixel în mațele mașinii gânditoare pe care ei o ung și o întrețin ca să ne dea păpică și colostru, așa este cât de mâncare, să stăm cu minți, fiindcă mai e puțin, și să se gândească ea în locul nostru. Așa este. Dar nu că mai e, greșește poet. Gândește! Deci gândește în locul nostru. Și avem noi nevoie să mai gândim. Bun, am încheiat. Încă o dată, aceasta este cartea, nu știu, cred că e în librării. Acesta este când am subliniat din această poezie și am ținut pentru noastră să arăt rebelul. Un mare poet este un rebel, așa cum un mare preot este un rebel, așa cum un mare academician este un rebel. Rebel nu în sensul că trage cu pușcă, ci că nu vrea să gătească cum vrea statul. Nu vrea. Mă întorc, din nenorocire, avem două instituții care sunt căcăcioase, Academia lui Ion Aurel Pop și Biserica Patriarhului Daniel. Bun. Am ajuns așa la o știre numărul 1 din presa românească. În Cehia au fost alegerile, nu știu, turul 2 alegerilor prezidențiale, președintele acolo nu prea are, e așa mai mult de decor. Dar a învins Petr Pavel, general NATO în rezervă, care e pentru continuarea războiului cu tare. Ia să vedem, nu prea s-a omorât presa occidentală, dar hai să vă arăt o imagine de la anunțul rezultatului. Sans surprise, Petr Pavel sera le prochain président de la République tchèque. Le général à la retraite de 61 ans remporte le second tour de la présidentielle avec un peu plus de 58% des voix contre près de 42% pour l'ancien Premier ministre Andrei Babiš. Sur scène devant ses sympathisants, l'ancien héros de guerre a remercié tous les électeurs qui ont voté et ainsi honoré la démocratie. Il s'est engagé à rétablir l'ordre dans son pays. Il a promis d'être un président indépendant, non influencé par la politique des partis et d'appuyer la candidature de Kiev pour devenir membre de la famille européenne. Le nouveau président prêtera serment le 9 mars prochain. Avec l'élection de Petr Pavel, la République tchèque aura à nouveau un président clairement pro-occidental. L'ancien général soutient l'introduction de l'euro, l'aide militaire à l'Ukraine et, comme il l'a dit pendant la campagne, la légalisation du mariage homosexuel. Bun. Nu. Cine conduce Cehia, pe mine mă lasă indiferent. Deci, pentru mine, întotdeauna, cehii au fost șveic. Mie place mult umorul cehiesc, pentru că este un umor de oameni care n-au, nu știu, n-au nicio jenă. Nu mai țin minte, la Hrabal, cred că citisem, ceva era de genul ăsta, unul ginecolog care tinge vă rămână, nu mai spune unde, nu știu ce
face metafizic. Ei sunt cehi, n-au și popor fricos. Este poporul care a cedat și lui Hitler și lui Stalin. Dar n-a nicio rost. Bun. Deci am prezentat asta pentru că în presa limbristă din România, să nu zic altfel, au început sosul dulce. Asta este un semnal pentru Ciucă. Deci Ciucă va deveni președintele României ca și generalul. Oameni buni, uitați-vă la generalul ăsta, să de oliu, îl vedeți vreoastră pe Ciucă. Acum nu știu dacă cea care plângea era fiică sa Ibovnica, nepoata sau cumnata sau a lui Babi. Da, ați văzut. Emoție mare și la cehii ăștia, da. Bun. Deci a început în România. A început așa un fel de rotire în jurul lui dublului șef de stat major Nicolae Ciucă, dacă ăla a câștigat, deci va câștiga și Ciucă. Bun. M-am ca un intermețiu că ajung la Ucraina, am primit de la Găgești imaginea lui Găgești de al Suzepezi. Vă spun eu, frate, ia uitați-vă la cele două imagini. Stimați telespectatori. Sigur că dincolo de caracterul romantic, zăpadă cu tare, uitați-vă și noastră ulița mea, aia e ulița pe care stau eu la Găgești, dar nu acum. Stau, mă. Nu vi se pare că este dintr-un film despre 1907? Adică ăla care săracă. Ăla n-are mașini de dezăpezi, dar n-a venit ea seara Arafat, nu e seara. Raed ăsta Arafat în jur, nici Ciucă. N-a băgat Ciucă armata. Ați văzut acolo? Bagă imediat armata. De la lopată. Cel mai tare mi-a plăcut din acestea cu zăpezile, deci este ceva uluitor. În fiecare an, dacă ninge un pic, începe nebunia, da? Și am înțeles că erau mașini de dezăpezire care rămâneau în pană și veneau alte mașini care le dezăpezeau. Ce s-a putut constata? Aici vă dau un exemplu ce am auzit la radio. Pe DN2, DN2, ați văzut de DN2, da? Așa, pe DN2, e drumul ăla spre Ucraina și foarte multe tiruri, numai că tiruri, pe DN2 nu există parcări de tiruri, adică băie merge. Problema este felul următor. Presupuneau că veneau tancurile alea. Leopard. Pam, pam. Unii dracu mergeau că trebuia să meargă pe DN2, da? Numai că nu pot să meargă pe DN2, deoarece s-a înzăpezit un pic. N-au nins o lună, da. Și să ce-am mai aflat. Deci, în PNRR, ați auzit, unde noi aveam o autostradă București, unde mă Suceava, pe care Grindean a zis că o vrea până la Odessa. El n-a început-o nici de aici. Dar nu. Problema este că ea are nevoie de copaci pe margine, că așa, ca să nu, că de acolo, de aia sunt zăpezesc, că nu-i perdeau aia. Problema este că noi nu putem da în folosință, presupunând că vom termina autostrada până nu cresc aia. Și nu, oricât ar băga Grindeanu acolo cu seringa, tot nu cresc. Bun. V-am spus în legătură cu tragica soartă a preoților din Bucovina că mă întrebam unde este arhiepiscopul Tomisului Teodosie. Iată că, cum să zic, preasfinția sa, înalt preasfinția sa, Teodosie a spus că va pune această problemă la proxima întâlnire a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a protestat, a zis, nu putem accepta o astfel de agresiune. Ești așa, citez. Eu tot timpul îl pomenesc în rugăciuni pe mitropolitul Longin, ăla, Jar, că știu că e bolnav, cu siguranță pe data de 9 februarie la Sfântul Sinod se va dezbate și problema preoților români din Ucraina. Nu putem accepta o astfel de agresiune nefirească împotriva credinței, împotriva românismului. Da?
Deci, stimați telespectatori, în sfârșit, o înaltă față bisericească a avut curaj, așa cum Teodosie a avut curaj, am avut și un interviu, este chiar are duh, să ia în răspăr politica noastră oficială. Eu n-am spus încă o dată, când am spus că biserica și academia trebuie să fie rebele, n-am zis că biserica trebuie să iasă popii să dea cu crucea mână la Iohannis. Am spus că, mai ales în chestiuni de credință, Biserica Ortodoxă Română își poate permite, deci hai să spunem că în legătură cu Biserica Românească din Bucovina, nu își poate permite Iohannis, că i-a promis Ursulei și că îl sună Zelenski și îl bagă, era să zic. Alea la face jmotul cu el și el când aude de Zelenski se vără sub masă și îl ajută și Delia, că știți că protocolul prevede, e șefă cu protocolul, adică ce faci când te vârzi sub masă? Ce vine șefa de protocol, spune șefa, fiți atent, aici vi se vede fundul. Vârziți-mă mai bine așa. El e așa este. Bă, dar biserica. Mierde Daniel. Zice, mi-a ținut, domnule, se scoate dosarul și îl dă afară. Și dă afară ce, mă? Dă afară de la Dumnezeu, îl lasă fără Dumnezeu, se duce la mănăstire. A, nu mai are odăjdii, nu mai are automobile, nu mai are ăla, ce au ei, odăjdii. Bun, și ce Sfinții Apostoli au avut automobil, aeroplan, nu? Nu, păi, da. Și eu apreciez la poate unele declarații lui Teodosie, nu rezonez cu ele, și în pandemie, și în legătură cu vaccinul, și în legătură cu război. Iată că el are curaj. Eu nu cred că se discută pe 9 februarie asta în Sfântul Sinod al nostru. Cred că la Sfinții așteaptă, da? Da. Așa. Tot în acest sens, să știți că noi avem o ambasadă a Ucrainei la noi, da? În țările care sunt colonii, nu, în toate țările, acești diplomați ucraineni, cum să zic, sunt de un tupeu nemărginit, da? Își pot permite, da? Nicio altă ambasadă nu își poate permite ce își permite ambasada Ucrainei din diferite țări. Și nu știu ce neane o fi nene aici de la Ucraina, au dat un comunicat unde ne calcă în picioare pentru că pune în problema minorității. Mă, ăștia n-au bun simț. Pe ambasadorul al Ucrainei care ne spune că în felul acesta au apărut informații și comentarii în discurs de natură distorsionată și manipulatoare, da? Încă o dată. În discursul public a apărut la ministrul de externe și, hai să zic, la clauze. Păi mă, căcăciosul ăsta de Aurescu, de ce nu-l cheamă, mă, pe ambasador? Cum adică? Vine țești bâști din Ucraina la noi, la București și spune că în discursul public al președintelui și al lui Aurescu și în presă sunt chestiuni manipulatoare? Așa. Bun. Păi mă, deci încă o dată, doar să nu înțelegeți cât de căcăcioși sunt ăștia. Bun, nu zic să le expulzăm, că trebuie să stea și el aici, că e bine aici, în Ucraina, ca rachete, da? Dar totuși undeva trebuie cineva să-i spună, să-l pună la punct, așa, măcar ca replică, da? Bun. Și ajungem la așa, Zelenski. Deci eu vreau să vă spun o chestiune foarte importantă. Volodymyr Zelenski este actor. De meserie, da, bun. El, vreau să pun o întrebare de 100 de puncte. Cât din cererile lui de publicitate personală, adică să vorbească colo, 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 pe planetă sunt pentru cultul personalităților, pentru satisfacțiile lui de actor, așa sunt actorii, cistrioni, și câte sunt pentru Ucraina. Hai să vă dau un exemplu. La San Remo este un festival de zdranga zdranga. Festival de muscușă. Ce se întâmplă la un festival de muscușă? Bine, una și miorle.
Iubirea mea, azi noapte am stat în pat mare, dacă ar fi, or fi ca melodiile românești de genul, nu știu, îți mai simt mirosul cămășii, mă rog, așa, melodii de dragoste, de dragoste, de împreunare, de copulație, ce vreți, da? Băi, oameni buni, ce treabă are suferința poporului ucrainean? Ce treabă au, nu știu, suferințele poporului ucrainean cu Sanremo? El a cerut neapărat și aflăm că ultimul aia festivalului va vorbi la Sanremo. Mă, oameni buni, bă, și bate joc de ucraineni. Eu dacă aș fi ucrainean, m-aș enerva. Ce legătură sunt între bucile, care se și fâții acolo? Dacă, mă rog, e treaba lor. Între bucile ălora care cântărețelor, între textul și melodii de dragoste, că nu este încoate o reuniune revoluționară. Bă, dacă ar fi de cântece revoluționare. Sau o reuniune a, nu știu, ce vreți, voluntarilor, ci o reuniune de cântece. Ce treabă are Zelenski cu asta? Și sigur că ucrainienii ne-au aprobat. Și acum, ca să închei, de mult v-am să povestesc despre diversiunea Meloni, da? Ea a aprobat. Așa, mai țineți minte, ia să vă dau o imagine când ea a fost investită prim-ministru și ce scria, ce spunea Euronews, da? Bun, ia să vedem. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Înainte de a ajunge a câștiga ea alegerile, a văzut și Cirbul a câștigat, a început o toată cămbășenărie. O fascistă, o, nu știu, ce vreți, suveranistă, nu știu, nepoata lui Mussolini, strănepoata lui Mussolini, gata, nenorocire. Stimate respectatori, au trecut de când ea mai un pic sfăciunat. Vreau să înțelegeți că femeia asta n-a făcut nimic, nimic, nimic. N-a făcut nimic, în primul rând, nu. Deci n-a făcut nimic din programul ei, din ce se spune. Eu n-am zis că când a ajuns la să fi făcut acum, nu știu, legi, nu știu, extremiste. Nimic, 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 nimic. Din punctul de vedere al intereselor naționale ale Italiei, este mai slabă decât Draghi. Și atunci, cu războiul din Ucraina nu mai discut. Și atunci știți care este problema? Această femeie a fost aleasă de americani, s-a vărât în, nu era să pot să-mi permite să spun în fundul ei că e femeie, în campania ei, bani de către americani, care au făcut următoarea șmecherie și a zis, bă, avem în Italia niște tendințe acolo, sunt unii care ar vrea Italia first, bă, ia să găsim noi, bă, tanti, da? Care oricum e moartă după șefie. Și a zis, bă, uite, ma tale zici în campanie cu tare, câștigi, indiferent ce spui, cu suveranismul, cu Italia, cu independența față de America, noi băgăm cărbun la mașinăria noastră mediatică, pericolul extremist, da? Îl facem pe George Simion din România, ați văzut, să salute cu tare. Și mă tare, când ajungi, ești mai pro-americană, mai internaționalistă decât Draghi. Asta este. Se mai înțeles. De ce am făcut asta? Atenție! Dacă nu o să o vedeți pe Șoșoacă, doamna Șoșoacă, toată stima, președinta României, votată președinta României, cu ajutorul american, în ciuda faptului că ea va spune că atunci când va ajunge președintă, va face cu Bruxelles-ul cu tare, presa tefelistă, o nenorocire, va ajunge și o șoacă extremă. Și ea, când o să ajungă președinte, va fi mai useristă, mai progresistă decât drulă. Așa fac băieții. Asta. Și în felul ăsta au compromis orice idee de naționalism în Italia, nu-și pot permite.
Așa, încă din 47, CIA-ul acolo, de fapt, conduce țara. Deci, și în felul acesta au și rezolvat o problemă, au compromis această chestiune naționalistă și cu asta basta. S-a terminat și cu a doua oară italienii nu mai votează, votează pe Draghi. Adică nu mai votează. Așa și la noi. O să vedeți. Eu am dat un exemplu pe Daniel, pe doamna Șoșoacă, nu știu dacă va cânta, cam în genul ăsta. O să aleagă pe cineva și toată lumea o să spună și te feliște și o să te ia cu fundul de pământ. Eu la leu și, și de fapt e omul lor și când o să ajungă va fi caz. Nu înțelegeți că n-a făcut, nu că n-a făcut nimic din programul. Bă, n-a făcut nimic, 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 nimic. Nici în chestiunea imigranților, nici în chestiunea ce vreți, interesul italian. Nimic. De ce? Că ea voia neapărat să ajungă, era flămândă, fripturistă. O vine băieți și a zis, bă, vrei să ajungi premier? Da, mă, președinte, da, uite, faci asta, 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 mai zici și cu tare, cu tare. Și el n-a crezut nimic în asta. Și uite, așa vom ajunge și noi în momentul în care vor simți ei că în România așa e un curent, așa mai e. Vorba cu purceaua de la Bruxelles, împotriva purcelușei de la Bruxelles, care vrea să gândească în locul nostru, imediat vă da drumul unui partid, nu știu dacă va fi neapărat aur. Inventează ei cu tare un candidat și când ajunge vorba turcilor din serial, Ioc, ia să vedem dacă mai avem ceva. Bun. Am un subiect foarte important, dar nu vrem. Este vorba de o intervenție a mea la Aleph News, în care am discutat cu Monica, s-a făcut 30 de minute, Mihai, despre faptul că în România nimeni nu votează politicianul care promite că ieftinește ouă, pentru că românii votează emoțional, dar nu vreau acum să pierd timpul. Adică nu se vede, deja am depășit. Într-un fel, vorbesc mâine seară și despre teatru pe baricade. Încă o dată, hai în final. Ați văzut zăpada, a voi cum arată ulița pe care stau eu. Păi bă, dacă eu eram un tip, trebuia acum eu să am acolo și asfalt, asfalt, lumini, o nenorocită de uliță. Bun, deci hai să vedem așa. Deci, ce a zis, mă, cu mașina, da? Cu mașina gânditoare. Dinescu. Era o scroafă fină din Bruxelles care știa precis unde ne doare și ne-a fixat pe toți într-un pixel în mațele mașinii gânditoare pe care ei o ung și o întrețin ca să ne dea păpică și colostru, să stăm cu minți, fiindcă mai e puțin, și să gândească ea în locul nostru. La revedere!